Frățiori, tu pe cine ai pescuit? Bună seara, bună seara! Mă numesc Patricia Onic. Ea se numește Patricia Onic. În clasa 9A, filologie română intensivă engleză. Și am venit aici, ea a venit aici ca să... Iar rămâne cu tine tabăra surferilor. 2-1. Păpușică, nu vrei să-mi prezinti și mie pe partenerul tău? Eu sunt Antonia Costieri, este propun. Dar eu sunt Raza Ben și chiar nu știu ce căutăm noi aici. Cum adică nu știu ce căutăm aici? Am venit să participăm la balul popoților. Și știi ceva? Dacă eu am făcut prezentarea, ce ar trebui să zici în ce clasă suntem? Bine, suntem din clasa 9-a... Ce? Nu că ce, poftim! Ce? Ce, ce? Clasa a 9-a ce? Ah, de matematică, informatică. Să știți că de frumos, e frumos, dar de deștept, e tot frumos. Haideți, următorii, să mărim clanul. Bună seara, numele meu este David Lăbriciu, din clasa 9C, Marte Info. Și am venit în această seară aici să facem atmosferă și ne simțim bine, să reprezint pe domnul Tricina. Sau placa de surf? Preferăm placa de surf. Știam eu. 3-2. Următorii, vorbestătorii noștri sunteți. 4 la istorie, 10 la gândit, dar eu nu m-am gândit că așa de mult vorbește una într-una ce lipește. Aceasta este baiera mea, Sebastian Sasenu mea. Pe la toate ea se știe, de-aia am luat-o de soție. Nu știu de-aia trebuie să dea, Elisa Omega se numea, în 9C, informatică studiată. Bravo, bă! Pe mine se răzbună, pare că am și liniștit, dar nu-mi bate vestit. La taekwondo se pricepe, școala într-un e pune înțelept. Lasă școala, Alex, dracă-s mulți care dorm pe brac. Nu-i bai copil deștept, că l-a zugrăvit aștept. Alexandru Bodulio se numește și la filologie 9B se pregătește. Facem 4-3 și se chemăm pe următorii, nu? De acord, hai frumos! Iar împreună cu pozele bobocilor vor fi afișate și indicativele care trebuie primise prin SMS
Atenție, mesajul trebuie să conțină doar două indicative, deci aveți voie să votați doar o fată și un băiat. Acum să vedem mișcările de dans ale bobocilor.
Thank you.
Da. Cum pare că dacă apăream eu cu o sărfăriță și o ukulele pe scenă, puteau să plece acasă. Liniștiți cu chitara lor electrică. Dar ce să-ți povestesc? Cea mai bună cum v-a spus pe seara asta? Haideți să lăsăm vorbăria, să trecem la lucruri serioase. Eu zic că dacă tot am văzut cum lasează, să vedem și cât talentați. Sper să nu scap să pun, că atunci nici pe ei nu mă opri nimic. Hai, lasă-mă cu asta.
aduc să caut o fată care se vede de pe cineva de-a mine. Să-i spui condoleanță pe din partea mea. Da, des. Esta noche yo quiero bailar.
Ce ziceți, învățăm și pe dansul ăsta? Da, cum veți recunoaște că surferii ar trebui să reprezinte tema liceului. Urmează o mică pauză de publicitate. Mulțumim sponsorilor! Alexandra Optic Lens, Ater, Automotive, Contrast, Diana Craiu, Driver DMA, Emailul, Expert Broker, Friandis, Ipon Med, Mediensis, Mia Piazeta, Pony SRL, Rea Events, SG Super SRL, Silvia Sals Academy, Seredeco, Iotom, Căbin, Viral Hair Shop, Rasa la Bur și nu în ultimul rând, Cafeleaua 01. Și acum să ne lăsăm impresionați de lipsingul reprezentat scenic de Antonia și Beni. Make it stop. Oh,
faci. Aplauze pentru Ben și Antonia. Dans am văzut, lipsync am văzut. Ia să vedem acum și o scenetă. Aplauze pentru Carina și David. Să mă gândi, e un buric. La ce știi să faci pe banii ăia?
voi să fiți niște sensibile. Au spus ceva la prezentare, dar să vedem în scenă etapa întreagă. Invităm în scenă pe Denisa și Alex. Aplauze! Media 4. Și? Și i-a spus că suntem foarte ocupați și l-am invitat să vină 5 minute pe la noi. Cum? În timpul mesei? Păi tocmai. Aoleu, deștept ești. Loțul Curița, altfel se vorbește. Să nu cred, omul, că profităm de situație. Ia, auzei, și trebuie să știe cum să pună problema. Sebastiuțo, doar te rog să nu discuți cu el despre notele lipsitul la istorie. Bine, dragă, bine, bărbate, dragă, tot așa te știu, de când ne-am cunoscut, așa se îmbătrânești, cu principii, iar fi tot să îmbătrânească cu patrulea istorie. Of, Doamne! A venit! Poftiți, intrați, bună ziua! Bună ziua! Profesorul Marinescu, soțul meu, vă rugăm să ne scuzați că v-am deranjat până la noi. A, niciun deranj, eu locuiesc tocmai în blocul de pe colț, așa că... Aici, aproape de noi. Am venit să discutăm situația băiatului. Ce faci, Sebastiuțo? Ce ai făcut? Lasă, dragă, cu ciocurile aduc noroc. Mai bine cred eu mai târziu. Nu, nu, lăsați. Vă rog, lăsați-o. Veselescu, să-i mănânță două? Vă mulțumesc, am mâncat înainte. A, nicio problemă. Să știți că, știți cum îi ziceți lui... Micuță la salata de bef, salata de bef la Termopile, că zice că la lecția asta de Termopile i-ați făcut varză. Sebastiuțo, încetează. Dar lasă, dragă, că tovarășul profesor știe de glumă. Vă servesc cu ciorba la grec, grease cu smântănică? A, nu, vă mulțumesc, am mâncat înainte. A, cum o dreg eu, nu o drege nimeni. Să știți că, în fond, e mai ușor să dregi o ciorbă decât o notă la istorie, nu? Sebastiuțo, încetează. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu, nu vă las, nu vă las până nu gustați o sărmănuță, două, haide! Bine, dar numai una. Nu, patru, că atât te-a spus și Milicuță. Mai pune trei și se fac șapte, nu? Sebastiuțo, termină! Dar lasă, dragă, că doar n-am spus nouă, am spus șapte, nu? Nu serviți. Nu, v-am spus de la început că am mâncat deja. În ceea ce privește situația băiatului... E cu nucă. Poftim? Prăjitura e cu nucă. Această prăjitură e întrucuințată la fanarioți. Ce fanarioți visezi? La care s-a încurcat becul de fito. Și rău de tot. Adevărul e că era foarte mult sovară și profesor. Prea mulți. Cum obișnuiți, mai mare sau mai dulce? Ce anume? Turceasca. Vă mulțumesc, eu nu beau cafea. Să știți că Licuța a râșit-o chiar după evenimentul cu Sinan Pașa. L-a încurcat cu Osman Pașa la oral. În fond, se putea aprecia că a greșit doar la numele de botez, nu? Pentru că la numele de familie Pașa a știut. Sebastiuțo, termină dată că mă scoți din pepeni. A, așa e. Avem și pepeni. Acum se cochii bine în trimestrul 4. Nu, nu vă las până nu spuneți și ce notă mi-a zis la sărmăluțe. Sper că nu tot 4 ca lui Licuță. A, nu, dumneavoastră v-am dat nota 10. A. 4 și cu 10 fac 14, media 7. Foarte bine! Glumește, tovarășe profesor, glumește! Băiatul trebuie să învețe! Mi-aș îngădui o sugestie. Care anume? Văd că faceți salată băf a la Termopile, prăjitură fanariotă și cafea a la Sinan Pașa. Eu cred că aici e buba. După notele pe care le ia, mi se pare că dumneavoastră gătiți după cartea de istorie și el învață după cartea de bucate. Procedați invers și va fi totul bine. La revedere! Mulțumim, Sebastiuțo!
Poștenete, asta mi s-a făcut și mie poftă de salată de băf. Pardon, băf? Ignorând pofticioșii, țin să vă reamintesc că voturile pentru mii și mister popularitate. Nu uitați, puteți vota doar o singură dată, la numărul proiectat în stânga mea, pe ecran. Mai departe. Mai departe să vedem ce au pregătit Maria și Andrei la această tobă. Thank you.
Uitați-vă la el, seamănă cu Bin Laden, are urechi de maimuță, trec cu pia lucuță. Sorry, I don't speak Gypsy. English, French, Italian, German and Chinese, but not Gypsy. Îți jur, tu ești chiar talentată, dar hai că nu uim. So look, here is the Black Sea and this is my Tobas. Ce e fata de? What is he doing? Eating somewhere, it's a seeds, no? Disgusting! Ce zice fata? Somewhere, it's a la tăbii de la dieta, o mânține. Și frumoasă și sănătoasă. Aia, dreptat. Auzi, fata? Vrei și tu un bebeluș? I really don't understand you. Baby, baby, for burta, you know? No. Salut! Aplauze pentru Andreea Chisălițo!
pentru că da, le-a pregătit o probă surpriză pe pereche. Fiecare pereche va extrage de un bilețel din bonul ținut de din. Provocarea de pe bilețel va fi pentru ambii paneleri și sunt convinsă că se vor descurca de minune împreună. Urmează probele surpriză. Bună seara, bună seara! Eu sunt Dinu, el este Vlad. Ne vom prezenta proba surpriză. Să vină perechea cu numărul 1! Vlad, bun! Cât numărul 2. Numărul 2. Proba formării de cuvinte. Fiecare concurent îi va adresa o declarație de dragoste celuilalt, folosind cuvintele primite pe bilețel. Vom adăuga și puțin heliu ca să fie mai amuzant. Cuvintele tale sunt ananas, soare, plajă și ale tale val, briză, șezlong. Succes! Val, briză, șezlong, ananas, soare, plajă. Ești frumoasă ca o rază de soare. Mergem amândoi pe plajă să mâncăm un ananas, și vor dansa Macarena așa cum pot ei. Succes! Aplauze pentru numărul 2. Thank you.
mai încerc o dată. Cavle? Ce carne? Nu știu. Mănânci o chiftea. Aplauze, vă rog. Vreau să deschizi gura încă o dată. Ai terminat de mâncat? Mai vite! Gata? Te rog să deschizi încă o dată gura. Știi ce mănânci? Kiwi? Da, felicitări! Ce crezi că mănânci? E bun! Dacă ai fost bun, vezi ce urmează, tatăl. Ananas? Corect! Felicitări! Yo! Ce zici? Yo! Asta-i slănină! Corect! Felicitări! Pauze! Multe! Numărul 4. Proba de mimă. Veți primi două cartonașe care vă indică ce trebuie să mimați. Pe rând. Fata, apoi băiatul. Succes! Thanks, girl.
să vină perechea cu numărul 6. Proba Rush Contest. Fata își va ruja partenerul stând în spatele lui.
Aplauze încă o dată! Următorii. Tu ești bă!
La ce sport nu se folosește minge? Care a tras primul? Eu zic că surferii. Haide că te las pe tine oricum, bikerii, sunt mai deștepți. Bine, să zice. Yes.
Acesta a fost momentul meu preferat. Am reușit să ne înțelegem toți în sfârșit. Eu doresc să le mulțumim încă o dată sponsorilor noștri. Mulțumiri, Alexandra Optic Lens. Afer. Automotive. Contrast. Diana Craiu. Driver LMA. Emaio. Expert Broker. Friandis. Ipon Med. Medensis. Mia Piazeta. Poli SRL. Real Events. Sege Sud XRL. Viral Verso. Sere Deco. Tio Tom. Tăbin. Terasa la Mur. Silvia Sas. Și nu în ultimul rând, Cafeneaua Zerșe. Am ajuns în sfârșit și la cea mai așteptată parte a serii. Decernarea premiilor. Nu te grăbi? Mă adevăr o surpriză pentru spectatori. Am pregătit un videoclip care conține munca depusă atât a noastră cât și a draselor noștri popoci. Pe perioada repetițiilor ne-am distrat, ne-am stresat, am mâncat, dar cel mai important lucru am legat prietenii noi. Vă invităm ca împreună cu noi să vizionăm un videoclip realizat de la repetiții. Thank you.
Locul 2 pentru Mr. Boboc,
Locul 2 la fete este Antonia